Filmul biografic Maestro cu Bradley Cooper în rolul legendarului compozitor și dirijor american Leonard Bernstein pare marele favorit la câștigarea Leului de Aur. Pelicula a avut premiera la Veneția, proiecția s-a încheiat cu aplauze entuziaste care au durat 7 minute, iar filmul a cules elogii din partea criticilor. La polul opus, The Palace, a lui Roman Polanski, a fost catalogat drept cel mai prost film al controversatului regizor în vârstă de 90 de ani. În absența starurilor din distribuția peliculei Maestro, fotoreporterii și cinefilii s-au delectat cu prezența altor vedete, printre care fostul supermodel Victoria's Secret, Adriana Lima sau actrița Isabelle Huppert. Au fost prezenți la premieră și copiii lui Leonard Bernstein. Maestro redă, spun criticii, într-o manieră profundă și emoționantă viața legendarului compozitor și dirijor american Leonard Bernstein. Pelicula ni-l arată împărțit între iubirea profundă pentru soția lui și atracția pentru diversi bărbați. Bradley Cooper semnează regia, a contribuit la scrierea scenariului și interpretează superb în viziunea cronicarilor rolul principal. Elogia a primit și actrița Carey Mulligan în rolul soției lui Bernstein, Felicia. How long do we have to do this for? Well, we need to build up a very strong connection. Filmul nu a fost lipsit de controverse. Bradley Cooper a fost acuzat că promovează stereotipuri legate de evrei, întrucât a ales să poarte o proteză deasupra nasului pentru a reda cât mai fidel aspectul carismaticului Bernstein. Non voglio sentire un'altra parola su questa sciocchezza dell'anno 2000. The Palace, comedia lui Roman Polanski cu Mikey Rourke în distribuție, s-a dovedit însă un fiasco total. Cronicarii abia i-au dat o stea din 5 și nu s-au oferit să o descrie drept un dezastru. Filmul redă petrecerea de revelion organizată la un hotel elvețian în ultimele zile ale anului 1999. Roman Polanski, care este încă urmărit de justiția americană pentru un viol comis în anii 70, nu a participat la eveniment. Legendarul creator de modă italian Giorgio Armani a adus strălucire și stelele în orașul Lagună cu o prezentare de modă din ciclul One Night Only, prilejuită de cea de-a 80-a ediție a Festivalului de Film de la Veneția. Designerul în vârstă de 89 de ani a oferit un show inspirat din cinematografie pentru invitații săi celebri, printre care actrițele Sophia Loren și Jessica Chastain.